Bună tuturor! Eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi este duminică, deci a șaptea zi de dietă. Astăzi am poftă de pancake și o să fac peștea de la My Protein, care sunt deja pregătite. Sunt făcute cu proteine, le se găsesc în magazinele pentru sportivi și au puține calorii. Adică, vă spun imediat, pe porții au 190 de calorii. Și chestia care e foarte bună e că au numai 6 grame de carbohidrați. Deci sunt super și 32 de grame de proteine. Deci haideți să vedem cum facem. Cele astea au deja măsurile lor. Punem o măsură din asta și adaug lapte, măsură din asta, telul ăsta și încep să amestec. Sunt fără zahăr cu stevie, dar astea sunt de vanilie, le-am încercat și pe alea cu cacao, astea îmi plac mai mult. Lăsăm să încălzească bine tigaia, vă trebuie tigaia din aia care nu se lipește. Ne-am apărat să-mi cumpăr o altă tigaie, de asta s-a stricat de tot. Și punem așa. Luăm o paletă ca să le întoarcem. Mi-e fomică, și astăzi să-mi pun pe ele niște unt de alune. Untul de alune este tot cumpărat de la firma asta, dar sunt fără dulciuri, fără zahăr, fără nimic. Adică e bucățele de alune înăuntru și untul. O să mi-l pun pe ăla pentru că nu uitați că fructele uscate conțin omega 3, ajută la colesterol, elimină colesterolul și ajută să nu se mai formeze altul. S-a lipit. Tigaia asta mi-a stricat mâncarea aici. Astăzi mă duc și o cumpăr altă. Unt de arahide, fără zahăr. Aici. Dăm un pic de energie. Pune o pasta pe este. A venit oribil, dar la gust e foarte bună. În loc de unt puteți să puneți dulceață fără zahăr, puteți să puneți tot ce vreți voi. Și mie îmi place siropul de acer. E o chestie americană, n-are atâtea calorii. Așa se mă îndulcesc, tot așa o linguriță. Peste. V-am spus, arată oribil, dar e foarte bună. Mai îmi iau și un pahar cu lapte. Este micul meu dejun. Poftă bună, iubitelor! Ne vedem mai târziu la prânz. Bună, fetelor! Ne pregătim de prânz. Am tăiat pieptul de pumn cu bulețe mici. L-am pus aici să se rumenească un pic, fără nimic decât cu un pic de apă. Și am stors o portocală. Și o să pun. Și o să pun sucul de la portocală peste. Am pus și un pic de sare. Pun și un pic de curcumă, că nu e picantă, e bună. Și lăsăm să scadă sosulețul ăsta. Fetelor, puiuțul este gata. Vedeți cum e frumos așa galben. Am făcut o salată de roșii și castraveți, o lingură de ulei și o filiuță de pâine. Și poftă bună! Ne vedem de seară, să aveți o duminică plăcută! Vă pup!